Bun, și a fost o surpriză faptul că a trebuit să pleci de la Craiova repede sau te așteptai să intervine divorțul? Nu, nu, divorțul nu intervenea dacă nu doream eu. Eu aveam contract 3 ani de zile. Bun, dar ce s-a întâmplat concret? S-a băgat peste tine? Nu, nu, nici a adus jucători pe care nu ai vrut? Nu putea să se bage niciodată Rotaru peste mine. Nu. Rotaru este tipul care, dacă face ceva, face prin spate. Nici de cum la vedere. Nu. Eu am decis să plec și m-am decis în ultimul moment, fiindcă nu aveam șanse să obțin ceea ce mi-am dorit eu să obțin când am venit la Craiova. Punct. Ăsta a fost singurul motiv pentru adică tu ai venit la Craiova să câștigi campionatul. Nu numai să câștigi campionatul, fiindcă am acceptat un salariu mic, în schimb aveam niște clauze, dacă câștigam campionatul, la performanță, luai bani mulți. Europene, luam bani foarte mulți. Ori n-aveam nicio șansă să... Dar nu a existat un alt motiv decât nu. Ți-ai dat seama că nu... Nu a existat. Bun, și ai plecat certat cu Rotaru, adică pe el nu l-a surprins plecarea ta? El își dorea să plec. El își dorea. De ce? Foarte clar, își dorea să plec. Nu știu, nu i-a plăcut lui de mine. Probabil el avea obiceiul să vorbească cu jucătorii. Programul era unul spartan. Adică vă gândiți că eu veneam după un antrenor italian care la italieni programul este vin o oră și ceva la stadion, facem antrenament și plecăm acasă. Ori la mine e alt tip de program și probabil unii jucători erau nemulțumiți. Cum e programul la tine? Ca să ne rămâri. Vii la 9, servești masa și pleci seara la 7 la 8, ca la servici. Da? Faci antrenament, mănânci, te odihnești, urmează al doilea antrenament, că sunt două antrenamente. Da? Când e un antrenament, vii la 9, pleci la 14-13 după ce termini masa, recuperarea. Bine, asta nu te face foarte iubit de către jucători. Adică normal, jucătorii... normal cum te face, însă jucătorul de fotbal inteligent își dă seama că dacă eu fac acest program, îl fac pentru ei, pentru mine. Pentru da, ei, sigur, pentru echipă. Ce mie îmi convine să aveam 3 antrenamente pe zi într-o anumită perioadă. Mie îmi convine să mă scol la 6, să vin să fac antrenament la 7. Nu văd că nu-mi convine nici mie. Și eu vreau să dorm. M-am învățat în Arabia Saudită să dorm mai mult de dimineață, nu? Mă trezeam și veneam și făceam primul antrenament. Dar acei jucători care fac programul ăsta, după un an, doi de zile, poate să joace la orice campionat din sigur, străinătate. Sigur, și dacă au performanță, da. Se întorc banii, adică merită efortul. Merită efortul, iar trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Cât joci fotbal? 10 ani, 12 ani, 15 ani, nu? Pe urmă ai terminat cu fotbalul. În acești 15 ani trebuie să câștigi Să aduni cât poți de mult.